nu? Luna! Luna! Draga de ea! Bine, mulțumesc! Ia un loc! Deci. Ești bine? Da, te sunt că am văzut asta, nu mai țin în picioare. Sunt bine, mulțumesc! Mă simt foarte bine și sunt foarte optimistă. Ești optimistă? Da. Cât ai de când, de când te-ai operat? Nici măcar o săptămână. Nici o săptămână? Da, și mă simt foarte bine. Simt că totul merge spre bine. Chiar de data asta pot să mișc și piciorul. Chiar imediat după operație am putut să mișc piciorul și doctorul mi-a spus imediat: mișcă piciorul. Și am fost ceva gen: nu, cum să fac asta? Nu, nu vreau, nu vreau, nu vreau. Mi-e frică. Și zis: hai, de ai încredere, mișcă. Și am mișcat și am fost super, super surprinsă. Ce operație acum? La ce? La tendon. La tendon. E nasol, nu? A fost nasol. Uh-huh. Acum e bine. E totul perfect. Mă, că ești optimist, o stare de bine. Da. Da, în ultimele luni nu prea am fost optimistă. Uh-huh. Am avut în cap foarte multe gânduri. Nu mă simțeam la locul meu, nu găseam locul niciunde. Și am luat hotărârea de a mă opera și a treia oară, pentru că nu mergea totul ok. Doar pentru am continuat visul și a continuat să fac gimnastică, să mă reapuc, pentru că simt că încă ceva lipsește. Mai vrei acolo să mai adaugi ceva în, da, în listă? Ceva lipsește. Ce să fie? Îmi doresc, logic. 2020 sau e prea aproape? Olimpiada? Este aproape, dar nu este imposibil. Uh-huh. Cred. Uh-huh. Cred eu. A recuperarea cât o să dureze? O să dureze ceva? O să dureze ceva, asta depinde și de piciorul meu cum reacționează. Acum reacționează bine. Acum sper să fie din ce în ce mai bine. Cine ți-a fost alături când ai fost la operație? Mi-a fost domnul Belu alături, doamna Mariana de acasă. Și le mulțumesc pe această cale că m-au ajutat foarte mult. Adică chiar s-au gândit la mine și au zis că trebuie să faci ceva chiar pentru a fi normală, nu pentru chiar și pentru tine, da? Așa, ca om, ca pieton, vorba aia. Da, nu puteam să alerg normal, aveam la mers, eram, pot să zic, șchioapă, nu știu dacă e chiar, dar încă nu îmi reglasem mersul ca lumea pentru că aveam dureri. Și familia, bineînțeles, medicul, domnul dr. Weinstabel, care a fost foarte, foarte ok cu mine și mi-a... Bine, întrebarea mea a fost direct: bun, mă operez, dar pot să continui? Și a zis: da, sunt total sigur. Oh, ce tare. Și atunci mi-am prins curaj și... Foarte important să-ți dea și un doctor în credere, mai ales când te duci cu așa probleme. Și ce faci de când n-ai mai fost pe la antrenamente? Cum te regăsești în noua postură? Nu prea mă regăsesc. Tocmai de-aia vreau să mă și întorc în sala de gimnastică. Am început să muncesc. Nu este chiar locul potrivit pentru mine, pentru că eu, fiind o fire activă și obișnuită cu acest stil de viață, stând la birou toată ziua nu e chiar ok pentru mine. Începea să mă doară spatele, picioarele mi-a amorțeau și așa. După aia eu trebuia să merg la recuperare. Îmi făceau recuperarea 2-3 ore pe zi, în fiecare zi. Și apoi mergeam la sală ca să mă mișc. Și la sală când mergeam mă simțeam ca și cum acum pot să încep ziua. Bine, dar la birou ce făceai? Că eu am rămas la faza cu birou. Aveam de făcut niște acte. Bine, inițial am vrut să mă dezvolt și pe partea asta, să învăț anumite chestii. Stând în sală toată ziua, m-am concentrat pe gimnastică și doar gimnastică vedeam, auzeam și știam. Și am zis că puțin, poate o perioadă din timpul ăsta pe care l-am liber, aș putea să fac și chestia asta. Și am încercat să mă dezvolt și pe partea asta. De management? De ce anume? Am încercat din toate. Chiar din toate am încercat. Și nu prea mi-a plăcut. Se potrivesc. Da. Îmi place foarte mult să comunic cu oamenii, să îi ascult, să povestim. Asta că ai timp peste vreo 15 ani după ce îți vei fi încheiat toate astea cu sportul. Uai, ce bătrână o să fiu. Nu vreau să, nici eu nu vreau să comentez despre vârsta mea în comparație cu a ta. Dar... zi-mi acum că uite că se uită și la noi probabil foarte multe mămiși cu foarte mulți copii care zic: uite, nu mi-o dau pe asta mică la sport, că ia uite, poate să accidenteze și da, să întâmple ceva. Mulți părinți au teama asta, știi? Ce îi sfătuiești pe cei care vor să-și ducă copiii, fetițele, uite, să facă gimnastică? Cred că e foarte important, indiferent de dacă ar vrea părintele să facă un sport de performanță sau doar sport, pentru că se dezvoltă altfel, gândirea li se dezvoltă mult mai rapid și o să fie mult mai matur și o să fie pregătiți pentru viață, cred eu. Pe mine așa m-a format gimnastica.
Însă, riscul de accidentare există în absolut orice. Normal. Da. În orice, dacă așa este să fie, așa o să fie. Pentru că, indiferent, poți să mergi pe stradă și să sfugă glezna. Mie mi se întâmplă des chestia asta. Se întâmplă să mergi pe stradă să sfugă glezna? Da, când mergi foarte relaxat. Da, da. Și calci un pic. Și agale, așa. Eram de obicei... Dezlânat, da, îmi zice mie lumea. Aveam momente în care eram foarte obosită și foarte plictisită și mergeam agale și îmi fugeau glezne și mă opream un pic. A, da, e ok, bine, hai mai departe. Nu știu, sfatul meu este că trebuie încercat. Orice sport trebuie încercat. Dacă copilul are talent și... îi place promite și... și promite și arată că o să ajungă mai sus. Și antrenorul, bineînțeles, susține chestia asta. Cred că trebuie continua și cred că trebuie să îl împingă de la spate, pentru că asta e, așa trebuie să fie. Eu am și o întrebare. Ia. Nu există gratii prin care tu să nu poți trece? M-a spus antrenorii tăi de la gimnastică. Ce ai făcut mai exact? La concursul din 2012, la campionatul european, primul meu campionat la seniorat, noi eram prima serie la competiție, la 8 dimineața începeam concursul și noi trebuia să mergem mult mai repede la sală ca să ne putem încălzi, bine, pe lângă încălzirea generală, noi mai mergeam mai repede ca să ne trezim, să... și am ajuns la sală cam la 6 dimineața și totul era închis și am rămas atât de șocat că nu găseam pe nimeni, deci era pustiu totul. Ziceam, pe bune, de ce este pustiu când noi avem competiție? Adică toată lumea a uitat că noi avem competiție. Mm-hmm. Și ne făceam grija, nu o să vină lume, nu știu ce. Și până la urma urmelor am încercat să intră pe printe gratii, pentru că nu era nimeni să ne deschide și noi trebuia să ne încălzim. Noi eram setate că trebuie să ne încălzim. Și am intrat ușurel, ne-am dat ghiznănelul din spate, apoi l-am aruncat, am intrat noi. Și până la urma urmelor am reușit să intrăm. Așa făceam și eu la 5 dimineața la metro în Grozăvești, treceam pe trei gratii acolo. Mai dormeam o oră până venea primul metro. Vreau doar să citesc pe final, așa, ca să înțelegeți ce campion avem lângă noi. La doar 22 de ani, Larisa are așa. Medalie de bronz la Olimpice, campionate mondiale, argint, bronz, 12 la europene, 5 aur, 5 argint, 2 bronz, 3 la universiadă, 2 de aur și 1 de bronz. Și îți dorim să te întorci cu următorul aul pe care ți-l dorești. Oh, Doamne ajută, sper. Și recuperare ușoară să ai. Mulțumesc. Și sănătate multă. Și nu-ți pierde zâmbetul. Nu, niciodată. Mulțumim că ai trecut atât.